Timp de 5 zile, craiovenii s-au bucurat de concerte extraordinare și activități pentru toate vârstele, în cadrul Zilelor Craiovei. Aseară s-a jucat ultimul act pe muzica lui Beatles, The Rolling Stones sau Queen, în interpretarea Filarmonicii Oltenia și un concert extraordinar, Alexander Rybak. Everybody, clap your hands! Craiovenii au avut parte de o săptămână cu distracții pentru toate vârstele. Un târg de flori, expoziții, cross, spectacole pentru copii, șah și concerte cu muzică populară, ușoară, dar și un concert de rock simfonic, susținut de Filarmonica Oltenia, Paula Selling și violonistul Alexander Rybak. Eu mă simt aici ca acasă, să știți, și mă bucur că sunt și de data aceasta invitată a primăriei și a Consiliului Local. Este o plăcere de fiecare dată să cânt cu Alexander. Aflat pentru a șasea oară în România, dar pentru prima dată în bănie, câștigătorul Eurovision din 2009, violonistul Alexander Rybak, s-a îndrăgostit pe loc de zona Olteniei. Ce l-a impresionat cel mai mult a fost căldura oamenilor și spiritul unui oraș de mărimea Craiovei, care îi dă senzația că toți oamenii se cunosc între ei și sunt prieteni. Artistul norvegian a pus deja la cale un proiect împreună cu Filarmonica Oltenia, care îl va readuce la Craiova. Data viitoare, când o să vin la Craiova, voi veni în calitate de violonist. Voi cânta cu copiii, voi încerca să le fiu profesor de vioară. Pentru 3-4 zile, după care voi susține din nou un concert de pop, rock și jazz. Sper ca într-un an să mă întorc aici cu acest proiect. Zilele Craiovei au adunat în fiecare zi în centrul orașului zeci de mii de oameni. Concertul de rock simfonic și un foc de artificii au încheiat prima ediție desfășurată vara a Zilelor Municipiului, acțiuni realizate în exclusivitate din sponsorizări.